Claudiu Sevaciuc este nemulțumit că nu a aflat nici până acum obiectivul pentru noul sezon. Mi-am prezentat demisia din cauza incertitudinilor de la nivelul conducerii. Din ce știu, clubul Sporting trebuie să aleagă între două direcții. Prima pe care o agrez și pentru care aș continua aici este ca echipa să lupte pentru primele locuri în clasament, pentru a fi o alternativă în cazul în care Rapidul nu face față în Liga a doua. A doua direcție se bazează pe creșterea jucătorilor de perspectivă. Dacă se va decide asta, este foarte bine, dar nu cred că sunt în măsură să cresc tineri, a precizat antrenorul sucevean. Învestit în funcția de antrenor principal al echipei Sporting pe data de 1 decembrie 2011, Sevaciuc a bifat 15 meciuri oficiale la cărma al verzilor, înregistrând 8 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri.